În satul Râmești, din comuna Șușani, întreaga suflare a participat la sărbătoarea comunității, iar cei plecați departe în lume au reușit să se întoarcă în locurile natale. Elevii cei mai buni, dar și formațiile artistice meritorii au fost răsplătiți cu premiul Nedelescu spre bucuria participanților. Politicienii au onorat și ei invitația, liberalii primarului Gheorghe Staiu urcând pe scenă alături de socialdemocrații lui Constantin Rădulescu. Uite că ușor, ușor, pas cu pas, suntem la ediția numărul 19. Îmbucurător este faptul că de fiecare dată numărul dumneavoastră, numărul celor care participă alături de noi și vin să aplaude spectacolul pe care noi îl oferim și împreună cu elevii școlilor din comuna Șușani, numărul este pe zi ce trece, pe an ce trece mai mare, ceea ce pentru noi înseamnă că începe să placă, începe să fie cerută această sărbătoare, iar noi, administrația locală, suntem obligați prin faptul că dumneavoastră ne-ați acordat girul încă o dată, ceea ce mă obligă să vă mulțumesc încă o dată, a 4-a oară consecutiv, că dumneavoastră aveți încredere și vreți să mergem în continuare în aceeași formulă. Și noi, cu siguranță, nu vrem să vă dezamăgim. Bună seara și bine v-am găsit! Mulțumesc domnului primar pentru că și de data asta a avut amabilitatea de a mă invita să particip alături de dumneavoastră la sărbătoarea fiii satului din Râmești, sărbătoarea localității Șușani. Ca de fiecare dată vin la dumneavoastră cu inima deschisă, pentru că am aici foarte mulți prieteni. Nu vreau să vorbesc despre lucruri din administrație, nici despre politică. Vreau să remarc însă că primarul, vicele și Consiliul Local din localitatea dumneavoastră se preocupă, pe lângă reabilitarea infrastructurii, și de partea culturală. Am asistat de la ora 17:30, cred, la un spectacol al fiilor satului care m-a impresionat. Și tocmai de aceea vreau să-i felicit pe toți părinții ai căror copii au evoluat pe această scenă, dar și pe dascălilor, profesorii care, iată, se ocupă nu numai de orele de curs, ci de pregătirea copiilor dumneavoastră, o pregătire culturală, o pregătire care este necesară fiecărui tânăr. Iată că există aplecare și din partea administrației publice locale și din partea școlii pentru continuarea tradițiilor locale. Vă felicit, domnule primar, vă felicit, domnule viceprimar, vă felicit pe toți consilierii și toate cadrele didactice, felicitări părinți, la mulți ani Șușani! Chiar dacă nu a putut onora invitația domnului primar de a participa la acest eveniment, domnul Constantin Rădulescu, președintele Consiliului Județean Vâlcea, este cu gândul alături de dumneavoastră, oamenii acestor locuri minunate, și vă transmite următorul mesaj. Salut inițiativa autorităților locale de a organiza o zi a fiii satului și le mulțumesc pentru invitație și pentru efortul depus în vederea organizării acestei succesiuni de momente cultural-artistice și de întrece sportive, care, sunt convins, vor atrage prin frumusețe și divers. Știu că în aceste zile sunt veniți acasă mulți fii ai satului, plecați din vatra părintească pentru a-și face un rost în viață în alte zone, unde s-au statornicit cu familie și cu serviciul. Și mai știu că acești fii nu au uitat niciodată locurile din care au plecat în lume. Vă urez tuturor multă sănătate și putere de muncă pentru a duce mai departe tradiția zonei și a vă dezvolta localitatea în spiritul unei vieți pe măsura frumuseților naturale cu care ați hrăzit-o. Bunul Dumnezeu! La mulți ani tuturor! În afara formațiunilor artistice din zona au întreținut atmosfera Cristian Bănățeanu, Nina Predescu și Constantin Enceanu, spectacolul fiind prezentat de cunoscutul realizator de emisiuni TV, Jul. Oare pentru cine mi-aș da viața? Ce m-aș duce mor, mă trage ața? Pentru frații mei, oricât mi-ar cere, mi-aș da viața cu plăcere! Aș orchestra! Pentru toți consilierii, pentru toată lumea presă.
Anul viitor, la ediția cu numărul 20, primarul Gheorghe Staiu a promis un spectacol grandios care să marcheze împlinirea 420 de ani de la prima atestare documentară.